Craiovenii care au autovehiculele înregistrate în evidența fiscală a Direcției de Taxe și Impozite au obligația să-și procure vigneta de parcare aferentă anului 2018 până la data de 31 martie. După această dată se vor aplica sancțiuni. Valoarea vignetei este de 40 de lei și persoanele care au mașini înregistrate în evidența altor localități trebuie să plătească această taxă. Parcarea cuplată prin SMS pe locurile amenajate în centrul orașului este în continuare obligatorie pentru toți șoferii, indiferent unde este înregistrat autovehiculul. Amenzile care pot fi aplicate de polițiștii locali sunt cuprinse între 500 și 1000 de lei pentru persoane fizice și între 1000 și 2500 de lei pentru persoanele juridice.